Imaginează-ți că trăiești într-o lume în care oamenii sunt înrobiți fără să-și dea seama. Uneori, chiar acceptă această sclavie de bunăvoie. Adevărul este că societatea modernă înțelege foarte bine slăbiciunile noastre și știe exact cum să le exploateze. Se folosesc de dorințele noastre cele mai adânci, conexiunea profundă cu altcineva, respectul celor din jurul nostru, independența financiară, construirea de relații autentice sau dorința de a fi recunoscuți și apreciați. Toate acestea sunt, de fapt, lucruri naturale, instincte care au ajutat umanitatea să clădească societăți, să îmbunătățească condițiile de viață și să aibă grijă de cei dragi timp de secole. Însă, în ziua de azi, prin rețelele sociale, mass media și opinia publică, ni se insuflă ideea că nu avem valoare dacă nu ne încadrăm în anumite tipare și nu susținem normele acceptate de societate. Asta se aplică în special tinerilor, care simt presiunea de a se conforma așteptărilor impuse din toate părțile. În acest video aruncăm o privire la metodele pe care societatea modernă le folosește pentru a manipula și submina valorile autentice. Dar înainte de a face asta, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal. Și dacă ai întrebări sau păreri, scrie-le în comentarii. Prima metodă, sexualizarea. Fii sincer, ai fi dat click pe acest videoclip dacă o persoană atrăgătoare nu ar fi fost pe etichetă? Cât de mult conținut cu imagini provocatoare găsești pe platformele de socializare? Sexualizarea este o tactică folosită de mult timp pentru că răspunde unor instincte naturale și profunde. Desigur, fiecare are gusturile sale și percepția sa asupra atractivității estetice. Cu toate acestea, există anumite trăsături care atrag universal și care sunt exploatate de comerțul modern și rețelele sociale pentru a genera profit, adesea fără a ține cont de impactul psihologic asupra oamenilor. În zilele noastre, persoane atractive, cu corpuri semi-dezgolite, sunt folosite pentru a vinde orice, de la electrocasnice la asigurări de viață. Dacă timp de mii de ani frumusețea și atracția fizică declanșau dorințe și asocieri subconștiente legate de sănătate și fertilitate, astăzi aceste dorințe sunt manipulate pentru a promova idei, conținut și produse. Rezultatul unei asemenea manipulări poate fi o lipsă de conștientizare, confuzie și presiuni sociale asupra oamenilor, care nu sunt obișnuiți să trăiască într-o societate atât de sexualizată. Când vezi o reclamă pentru un produs sau un serviciu prezentată de o persoană atrăgătoare, e greu să separi sentimentul generat de produs de cel generat de imaginea acelei persoane. La fel se întâmplă și cu conținutul online. Trebuie să fim foarte conștienți și atenți pentru a distinge astfel de manipulări și pentru a nu cădea în capcanele lor. Reține! O persoană cu valori solide nu se lasă ușor influențată de atracția estetică. Ea recunoaște capcana și nu permite altora să-i manipuleze dorințele. Produsele, serviciile și conținutul de calitate nu au nevoie de reclame cu persoane pe jumătate dezbrăcate. Subminarea valorilor autentice. Simți cum societatea pune așteptări ridicate, uneori chiar nerealiste asupra ta. În lumea modernă, dacă îți dorești să fii considerat de succes, trebuie să arăți bine, să fii în formă fizică excelentă, să ai propria afacere, să fii independent financiar, să-ți întreții familia, să ai prieteni la același nivel social și lista continuă. În fiecare zi, suntem bombardați cu imagini și videoclipuri pe rețelele sociale cu oameni tineri care construiesc afaceri, conduc mașini sport și duc vieți luxoase. Aceasta pune o mare presiune asupra oricărei persoane, deoarece aceste imagini sunt promovate constant de societate, creând standarde adesea imposibile de atins. Dacă nu ai devenit milionar încă din adolescență și nu vrei să recurgi la scheme de afaceri imorale, poți ajunge să simți că ești un ratat,
sau să încerci să-ți maschezi nesiguranțele cumpărând produse de lux doar ca să pari că ești cineva. Însă există o altă cale, calea unei persoane cu adevărat valoroase, conștientizând realitatea în care trăiești și asumându-ți responsabilitatea pentru propriile alegeri. Atâta timp cât simți că ceva nu este în regulă cu tine, ești vulnerabil la manipulare. Cauți subconștient recunoaștere din partea celor din jurul tău, prieteni, familie, societate. Vei face orice pentru a obține acea validare, dar acest drum nu te va face niciodată fericit. În schimb, atunci când îți recunoști propria valoare și începi să te dezvolți în toate aspectele vieții tale, nu vei mai fi influențat de opiniile altora. Am admirat întotdeauna oamenii care muncesc din greu, construiesc blocuri, autostrăzi, repară mașini, fac tot ce pot pentru a se asigura că lucrurile funcționează bine pentru comunitatea lor. Da, este o muncă grea, dar este o muncă ce aduce beneficii reale celor din jur. Nu contează dacă lucrezi într-un astfel de domeniu, ceea ce faci ar trebui să aducă valoare celor din jurul tău. O persoană de valoare nu se îmbogățește niciodată pe seama suferinței altora. La ce folosește cuiva să câștige întreaga lume, dar să își piardă sufletul? Poți realiza orice, să construiești o afacere, să cumperi o mașină sport, să întemeiezi o familie. Dar amintește-ți, nicio sumă de bani sau statut nu merită să-ți pierzi onoarea sau să rănești în mod conștient o altă persoană. Una dintre cele mai mari surse de presiune în societatea de astăzi este legată de bani și de libertatea financiară. E minunat dacă te-ai născut într-o familie înstărită sau dacă familia ta deține o afacere, dar nu toți au acest noroc. Problema finanțelor afectează direct multe aspecte ale vieții: grija pentru familie, creșterea copiilor, statutul social și multe altele. Securitatea financiară face viețile mai confortabile și ne oferă mai multă încredere. În ultimele decenii, problema finanțelor a devenit foarte acută, mai ales în marile orașe, unde oamenii nu pot consuma roadele muncii lor. Prin asta mă refer la faptul că locuitorii zonelor rurale și ai fermelor se pot susține direct din munca lor, cultivând legume, fructe și crescând animale. De la începutul civilizației, aceasta a fost singura modalitate de a construi bunăstarea materială: obții cât muncești. În lumea modernă, bunăstarea financiară este influențată de mulți factori: educație, domeniu de lucru, experiență, locație, taxe, contacte, situație economică, iar toate aceste variabile se schimbă constant. Când vorbim despre lumea modernă, adesea bazată pe credit și datorii, situația devine și mai complicată. Comparativ cu secolele trecute, în sistemul modern, oamenii nu dețin nimic complet. Vrei o educație de calitate? Ia un împrumut. Ai nevoie de o mașină? Ia un împrumut. Vrei să locuiești într-o casă mare? Ia un împrumut. Chiar și după ce îți plătești împrumutul, tot trebuie să plătești taxe și alte zeci de comisioane pentru a-ți menține nivelul de trai. Din această cauză, nu ne putem opri din muncă și adesea nivelul nostru de educație, abilități sau domeniu de activitate nu ne permite să ne creștem veniturile, făcând imposibilă îmbunătățirea standardului nostru de viață. Aici începe capcana. Oamenii schimbă aproape toată resursa lor cea mai valoroasă, timpul, pentru muncă, ce adesea nu le aduce satisfacție și nu le permite să mențină standardul de viață dorit. Desigur, nu vorbim despre nivelul de viață al milionarilor, care reprezintă 1% din populația planetei. Vorbim despre persoana obișnuită care are o familie și vrea să ofere copiilor săi un viitor decent. Într-o astfel de situație, oamenii nu se vor îngrijora de probleme geopolitice, de întrebări morale în societate sau politică. Pur și simplu nu pot influența aceste probleme și nu se pot ocupa de ele,
deoarece au un alt spectru de responsabilități față de familie și de sine. Uneori, părinții nu au suficient timp pentru a se dedica creșterii copiilor și pentru a transmite înțelepciunea generațiilor anterioare. Aceasta este una dintre cauzele pierderii legăturii între generații. Este dificil să ieși din această groapă financiară. Mulți oameni chiar ajung să-și vândă principiile și demnitatea pentru câștig financiar. Aceasta este realitatea dură, dar există modalități de a transforma aceste instrumente de înrobire în avantaje. Astăzi, putem lucra la o scară complet diferită folosind rețelele sociale, marketingul online și alte instrumente. Chiar și tu poți influența milioane de vieți dacă le oferi ceea ce au nevoie. Lumea avansează, iar un job de la 8 la 5 nu mai poate face pe nimeni să devină bogat. Sunt necesare noi metode și instrumente. Desigur, nu este ușor, este nevoie de mult timp pentru a stăpâni diverse abilități, cum ar fi marketingul social, analiza de date, editarea video și altele. Și probabil va trebui să faci asta după serviciul tău obișnuit, pentru că nu poți uita de responsabilitățile pe care le ai deja. Dar cu aceste cunoștințe și abilități, poți construi propria ta afacere online scalabilă. Va dura mult, dar în acest fel poți obține libertatea financiară, care îți va elibera timpul și îți va permite să te concentrezi pe lucruri mai importante. Totuși, amintește-ți că tot ceea ce faci ar trebui să aducă beneficii altora. Uită de schemele imorale și dubioase promovate adesea de alți influenceri. Nu merită. Suntem chemați să trăim o viață măreață, liberă și onorabilă. Amintește-ți mereu asta, indiferent de circumstanțele în care te afli și de instrumentele pe care alții le folosesc pentru a te manipula. Tu îți creezi viața și alegi cu ce să o umpli. Înconjoară-te de oameni de valoare și caută mereu modalități de a-i ajuta pe ceilalți. Dacă știi o altă modalitate prin care societatea slăbește și manipulează oamenii, împărtășește-o în comentarii, astfel încât și alții să poată învăța din ea. Abonează-te și împărtășește-ți călătoria cu noi. Până data viitoare, nu uita! Viitorul tău este modelat de deciziile pe care le iei astăzi. Pe curând!